Dragii mei, am început filmările pentru prezentarea setului meu de muzică populară pentru cea mai performantă orgă din lume, Yamaha Genos 2. În momentul lansării prețul ei a fost de 6000 de euro, flancat aici în spate de Yamaha Genos 1, o versiune modificată de mine. Da, așa arată setup-ul să nu vă plângeți, să spuneți că, vai, ce seturi scumpe, s-a lucrat șase ani ca să realizăm setul ăsta, ca să realizez setul ăsta și uitați-vă, doar echipamentele video, cât sunt de complexe și de costisitoare. Aici avem camera video principală, un Sony în 4K, monitorul ei pe care vedem, monitorizăm exact încadrarea și um, cromatica, da? Teva lumini ambientale, microfonul pe tub ca să ne auzim bine, camera secundară, folosesc un DSLR, un Canon, asta ca și camera secundară pentru unghiul de deasupra și a treia filmare, a treia încadrare video vine chiar din orgă prin această cap prin această placă de captură externă conectată la computer și trage imaginea de pe ecran, adică tot ce vede ecranul ăsta touch o să se ducă pe, pe computer ca voi să vedeți așa cum trebuie ecranul. Bineînțeles că sunetul trece prin misele astea și interfața audio în computer după care totul va fi montat. Până acum atâta vă spun, deci a depășit 22 de ore de filmare cu prezentarea seturilor și da, se aude ciudat că mă captează unul dintre microfoanele de fundal și estimez că mai am cam 7 ore de filmări după care cu cele 30 de ore de filmări obținute va începe procedura sofisticată de creiere practica. Clipurilor pentru voi ca să le vedeți pe YouTube, cu tot ceea ce am realizat pentru Yamaha GenOS 1 și GenOS 2, adică pachetul de muzică populară GenOS Regal, pachetul de muzică ușoară pentru GenOS 1 și 2, de asemenea, pachetul de muzică creștină pentru aceia dintre dumneavoastră care cântă muzică creștină și, bineînțeles, pentru aceia cu gusturi mai originale, pachetul etnic care conține muzică de petrecere și manele mereu această comunitate era nemulțumită și foarte vocală, dacă erau nu știu, 30 de ritmuri de astea turcești sau manelistice într-un set de ce nu sunt 40, dacă erau 40 de ce nu sunt 45 așa că pentru ei am realizat o aranjare un pachet uh, special. Uh, mai este mai este încă de lucru. Uh, am ajuns să dorm, uh, nu știu, 3 ore pe pe noapte. Mă gândesc cât de minunat va fi când vor trebui combinate cele trei fișiere video montate, uneori făcute dublaje de voce, da. Uh, dar uh, mergem înainte, vedeți acolo pe fundal după părerea mea regele clapelor din toate timpurile Yamaha Tyros 2. O colecție impresionantă de clape aici nu am curajul să intru și în celelalte camere pentru că am face un video cu si despre clape care ar dura nu stiu câtă vreme. Abonați-vă la canalul meu, urmăriți-mă pe YouTube, vă invit să-mi vizitați site-ul www.muzicasipoezie.ro Dacă sunteți interesați de ori intrați la secțiunea Ritmuri Yamaha. Veți găsi acolo toate seturile pe care eu le realizez și, da, ce pot să vă spun în premieră despre Yamaha Genos Regal, acest aranjament este cel mai mare și cel mai complex aranjament realizat vreodată pentru instrumentele Yamaha Depășim, depășim cu bine 500 de ritmuri, dar ne apropiem de fapt de 1000. Dar nu vă dau mai multe detalii până în momentul în care vom prezenta setul, un set unic uh, pentru România. Indiferent de modelele de clapă, 3GB de semplere, atâta timp cât alte marci, uh, nu oferă din fabrică decât un Giga de sampler. Eu v-am oferit aici în, pentru Yamaha 3 GB de sampler și părerea mea este că Yamaha va deveni lider de, de piață. Trebuie să vă las pentru că precis a venit cineva cu o altă clapă la aranjat. Vă mărturisesc că nu mai fac față cu aranjamentul clapelor. Vă îmbrățișez și Doamne ajută!